Cum să ne raportăm la rudele care ajung în țară din străinătate în această perioadă? Ce drăguț că puneți întrebări, eu nu m-am uitat neapărat la celelalte foarte tare, dar și părintele Constantin Necula ieri a primit o întrebare similară și cred că a răspuns tot cam așa. Păi să le iubiți, da? Gândiți-vă un pic că sunt oameni, că noi ne dăm seama, pare cel puțin la prima vedere, că oamenii aceștia le-a fost bine între ghilimele până acum și acum când au dat de greu vin în țară și se năpustesc asupra noastră și ne iau și nouă resursele vitale. Dar nu e chiar așa. Gândiți-vă că sunt oameni care erau în climatul acela de echilibru stabil spre foarte instabil. Adică de bea puteau să treacă de pe o zi pe alta, să se țină pe picioare pur și simplu prin ceea ce munceau ei. Dintr-o dată li s-a luat preșul de sub picioare, deci sunt în criză, nu mai pot să facă nimica. Nu sunt de folos acolo pentru că nu au cum să se țină pe picioare și au încercat cumva să vină în țară pentru ei și pentru rudele care deseori sunt în condiții de precaritate. Adică e o mișcare care cumva vine și în întâmpinarea celor de acasă. Sigur că nu e foarte simplu să alegi un astfel de moment când e criză și atunci să înunți frontierele, însă cred totuși cu putere că sunt și oameni cărora le era aproape de nestat și nu mai puteau pur și simplu, pentru că n-a venit toată populația din afară. Stați să știți că nu au venit 5 milioane acum brusc în România, ci au venit, să spunem, sute de mii, dacă cumva au venit. Deci să ne raportăm cu înțelegere compătimitoare și în același timp ei au datoria aceasta în fața lui Dumnezeu să vă ocrotească, să nu vă pună în primejdie niciun pic și să vă ocrotiți unii pe alții. Când văd scenele alea apocaliptice din tot felul de autobuze, dar nu numai în România, că și aici, cum oamenii respectă așa și dintr-o dată brusc toți își respiră unul în față în autobuz, este dramatic. Nu mai faceți lucrurile acestea, pentru că astea ne costă pe termen lung, adică unul singur care e bolnav acolo a plecat 30 cu virusul acasă. Așa. Deci, în orice caz, să ne raportăm cât mai nobil cu putință, dar să ne ocrotim unii pe alții.